Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod. Azi vă prezint top curiozități despre prostituate și prostituție în general. În unele țări, guvernul plătește pentru surogatele sexuale. Există unele locuri în care guvernele facilitează vizitarea persoanelor cu dizabilități la surogate sexuale. Prostituția este legală și reglementată în 22 de țări. Există aproximativ 40 de milioane de prostituate care lucrează în lume. Aproximativ 2,5 milioane sunt victime ale traficului de persoane. Această statistică îngrozitoare este una de care se feresc multe dezbateri care promovează legalizarea prostituției. Deși există argumente conform cărora legalizarea prostituției ar putea să-l facă un comerț mai sigur pentru unii, este mai greu de spus ce efecte are reglementarea asupra victimelor traficului din industrie. Cei mai vulnerabili sunt copiii. O estimare spune că 2 milioane de copii sunt traficați și exploatați în comerțul sexual. Vârsta medie pentru a începe prostituția este de 13 ani. Estimările spun că unul din 10 bărbați din lume a plătit pentru sex. Acest lucru variază foarte mult de la o țară la alta, iar motivele variază foarte mult. Mulți spun că văd prostituate fie din cauza nefericirii în relația lor. Fie pentru a acționa asupra unui anumit fetiș. Acest lucru înseamnă bani mulți, dar care merge în principal către proxeneți. Se estimează că proxeneții duc acasă în medie între 5 și 35.000 de, de dolari pe săptămână. Deci vorbim de sute și sute de mii de dolari pe an. Aproximativ 80% din prostituate au fost violate. Prostituatele nu numai că nu își văd, Majoritatea câștigurilor ce lucrează în una dintre cele mai periculoase locuri și condiții, abuzul și violul fiind un lucru obișnuit. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să vă abonați, să apăsați pe like și aștept părerile voastre în comentarii. Toate cele bune până la următorul clip.